Visul frumos s-a terminat. Nu mai vor să meargă împreună. Este vorba de liberali și de socialdemocrați care rup mariajul la nivelul județului. Motivul este legat de neînțelegeri privind împărțirea localităților gorjene, spun liberalii, dar mai ales de lipsa de comunicare între cele două partide. Am avut o înțelegere de a participa pe liste comune în tot județul, participând cu 37 de candidați PSD-ul și 33 PNL-ul și susținându-ne reciproc. PSD-ul nu mai acceptă, nu știu de ce este problema dânșilor, această împărțire și în acest caz vom merge separat. Președintele PSD Gorj, Florin Cărciumaru, spune că nu are timp de întâlniri politice, prioritate pentru el fiind problemele administrative. Eu vreau să spun că pe lângă faptul că sunt președintele unei organizații de partid, eu am foarte multe probleme în dreptul meu pe linie de administrație și pe cuvânt că nu am timp, nu am timpul necesar de a convoca biroul executiv în fiecare zi. Am atâtea evenimente în față, o să rezolv și problemele politice la timpul lor. Mâine, liberalii vor decide la centru soarta USL Total la Gorj. Într-adevăr, se va merge pe protocolul general și dacă nu ne vom înțelege și nu vom cădea într-un consens, vom merge separat la toate unitățile administrative din teritoriu, respectând protocolul general la nivelul Consiliului Județean și Primăriei Reședinței de Județ. Cârciumaru spune că USL va funcționa chiar și dacă PSD nu va fi sprijinit total de liberali, liderul social-democrat motivând cu faptul că Dragoste cu Deasila nu se poate. Dacă dânsul consideră că trebuie să se rupă, n-are decât să facă și acest pas, pentru că noi nu suntem de acord. Dacă dânsul vrea și, cum se spune, cum este și în viață, dragoste cu forța nu se poate face. Rămâne de văzut dacă în perioada următoare liderii celor două partide vor reveni la sentimente sau vor merge separat în campania electorală.